No bun de, salutare tuturor și de data asta a bătut Ionuț din palme. Și bine v-am găsit la un nou episod proaspăt, fresh și toate celelalte blablauri. Proaspăt congelat. Proaspăt congelat, refrigerat, morții lui. Hai să dansăm. Alături de mine pe Skype este invitatul nostru special. Dan Negru. Cine? Dan Negru. Dă-l dracu pe ăla că-i mai alb ca laptele. Măruță? Dă-l dracu, că ăla n-are puță. Cât ăla era tănase? Nu, că ăla e cu analurile, l-ai uitat? Neamărin! Dă-l dracu, mai un pic și moare moșul ăla. Nu mai știi invitatul meu special din aproape fiecare videoclip? Ăla pe care m-am rugat de el un an de zile să se joace CS Source. Stai că mă gândesc, stai. Pa, Bogdan! Ce sare asta, bă, Gamiaș? Bogdan! Nu că pe Bogdan l-am cunoscut pe CS. Tu, bă, idiotule, tu! Unde-i, mă, că nu-l văd? Unde-i, mă, idiotul ăla? Vorbesc acum cu el pe Skype. Da? Da. Nu-i fanina lui. Ce trag ăștia pe mine aici? Urcă. Hai să ne pizim. Asta are o melodie în cap, îți amintești, Vasile, și nu-i mai este din cap. I-a rămas în cap versul ăsta cu hai să ne pizim. Hai să ne pizim. Nu contează. Hai să ne pizim. Că de ce nu? Logica filmelor mele. A murit mama. Morții. Hai să ne pizim. De ce pizim și nu dansăm? Pentru că nu sunt indian în pola mea. Ești țigan. Lucky. Nu știu numele din indiene. Nu-ți plac? Nu. Cu un ceai ăla. Mamă, ce dau ăștia cu rachete aici. Păton, ceai cred că l-aș fi făcut Dan Negru, dar n-am făcut. Ce sare ăla, dă-l dracu. Băi, ești nebun, ce sare ăsta. Bă, omorâți-l până nu faci ăla sare ca broasca. Farmacia inimii catena. Farmacia, măti. Când văd farmacia inimii catena, vine să dau foc la televizor. Dar de ce? Pentru că catena e mai răspândită ca și cancerul. Asta nu mi se pare logic. Hai să ne pizim. Că de ce nu? 4 nave. Mai unul care sare pe acolo. Mamă, câți dăștia sunt pe aici. Orice lui. Hai să dansăm. Hai să ne pizim. Da, Ionuț vorbește foarte frumos. Da. Ce pola mea. Vorbesc cum vrea coaia mele. Hai, nu exagera. Parcă noi trebuia să înjurăm inteligent și elegant. Da, ieșează! Bă, dai unul care mi-l arată că trage fix acilea. Pola domnea mea în vaginul dumneavoastră. Am ustea că asta e de-o complicată. Vezi dacă înjuri inteligent, tu te prinzi. Mă uit la desene. Ai 16 ani și încă te uiți la desene, bun așa. E o imitare lumea lui Gumball. Că de ce nu? Dacă lui Codrin îi place, mie cum să nu-mi placă? Da, dacă Codrin s-ar sexa anal, ai face-o și tu? Eu l-am învățat să fac asta. Tu să se autosexeze anal? E Codrin, frate. Ce stă ăla acolo? Abonați-vă, bă, la Pac-Man. Pac-Man nu e în videoclip la noi acum. Nu contează. Toți se aboneze lumea la el, nu? Da. Vezi, bă, Pac-Man, îți fac reclamă, moca. Mai trebuie să-i mulțumești lui Ionuț. Pim. Ionuț, Pim. Tiberiu. Man, Tiberiu. Dar ce e cu domn profesor de fizică? Să trăiască domnul Man, doamne, așa să mă treacă și pe mine anul ăsta. Doamne, mi-arată că e unul care mă pândește pe acelea, dar nu văd unde e. Ah, uite-l cine venea după mine, venea un căcat ăsta mic care sare. Ia-mă. Nu știi ce cale e veche de la babe? Mm. Și că când te duci te caci, mănâncă-i picioarele să nu se ia după tine. Nu știam.
Da, cu știi acum. Acum o știu. Am rămas puțin șocat. Ție ți-ai zis-o măta mare sau cine? Da, puii mei. Morții. Hai să dansăm. Hai să ne pizdim. Hai. Cum? Da chiar. Că tot zici asta cu hai să ne pizdim. Măcar știi ce înseamnă te pizdi? Acum chiar că folosesc Wikipedia. Hai, deschide Wikipedia. Și cum scrie definiția la cuvântul ăla SPSD? Scrie și tu SPSD Dex. Și vezi că găsești acolo. Știi ce-ar fi tare acum? Să nu fi pornit filmarea. Chiar că m-aș căca pe mine de râs. Hai că rulează filmarea, că se văd FPS-urile acelea în dreapta. Câte ai? 30, că am setat filmarea. Cred că la Far Cry puteam să pun și 60, că nu se simțea. Dar am lăsat la 30, nu stau să schimb mereu setele la FPS-uri. Zici ceva de specs-uri? Nu, că nici eu nu le știu. Ia să dau într-o zi să intru în My Computer, dar nici în My Computer nu-ți arată placa video. Stai. Au pizdi, au specli, au pății. Asta înseamnă? Vedeți? Pe canal la mine învățați lucruri inteligente. Nu ca la Codrin și la Zmenta. Ce naiba, veniți la noi aici. Tot vii dușa și așa, să învățați ce înseamnă vă pizdi. Ce zici, să iau planorul? Ok, hai că zburăm cu planorul. Văd Zmenta. Aici o mașină. Zmenta, jeg, gunoi, dușmanul Codrin. Dezabonați-vă. Chiar asta chiar scrie pe Dex Online sau ai zis-o pe acum pe moment? Ceau Zmenta, abonați-te la video. Tocmai ziceai gunoi și astea și acum zici să abonezi la mine? Hai că vreau să abonezi la Pac-Man dacă nu vezi la video. Mai bine să abonezi la Pac-Man. Și dau ăștia cu rachetele pe mine, firar ai dracu. Da, mie că e și omor cu shotgun de la 200 metri distanță. Bine, nu cred că chiar 200 metri, dar totuși. E fain că în jocul... Ciupalac. Ciupalac. Nu ciupalac, ciumpalac. Ciupalac e altceva. Ciumpalac caută. Individ, tip, tovară. Ciumpalac sau ciupalac? Ciupalac. Ciupalac. Nu ciupalac, că eu știam că ciupalac e ăla care spară mistrie și astea. Mistrie de aia de... construit, de dat cu bidinea cu... Ciumpalac. Ciumpalac caută, nu ciupalac. Bă, deci asta cred că nu-i cuvânt legal. Nu, unde ciupalac, tovară. Dar o zborești cu planorul, n-ai niciun stres. Marta... Marta Log. Dar parcă ai mai căutat toată Marta Log. Să fiu sigur. Marta Log, slujitor domnesc însărcinat cu paza granitelor și cu supravegherea punctelor vamale. Marta Log. N-am de mai unde să amici. Asta cu tămuie, vede cine dă. I-am tras 4 glo... Oh, mai vine și un de-asta micu care sare. Hai că pe ăștia mici cu un glonț îi omori cu AVP-ul ăsta sau ce-o fi. Muie, gură. Stai, ce e? Eu știu că mai înseamnă și față. Aduce cu muia a amăgi, a înșela. Stai, aduce cu muia? Da. Asta nu mi se pare logic. Deci, îmi dă ăsta o labă pe ăsta față, mă rupe. E mișto duce... că ăsta nu vine direct în mie, se duce în altă parte. Te duce cu muia. Ăsta vrea să mă rucă cu laba. Bine, chit. Deci ăsta era tare, venea așa și trecea pe lângă mine în loc să dea în mine cu gheara, mișto. Era un de la mare, ca aia care trea cu rachete, numai că ăsta n-avea lansator. Ia, mai e... Hai că mai e unul cu rachete pe acolo, bine că nu m-a văzut și mai unul prin partea asta. Mamă cât scrie la labă. Ia mă, ce scrie acolo? Deci, vedeți ce lucruri învățați când vă uitați la mine pe canal? Partea piciorului de la gleznă în jos pe, la animale patrupede și la om. Pai, ce aia, păi? Și ploși cu unde e?
plășcu, plășcu. Nu cred că există index așa ceva, așa nume, plășcu, plășcu. Ba da, păi trebuie să mă... Păi, păi nu e... Ce-o fac la, adică cum adică, mângâi piciorul? Da. Nici, nici măcar în jurăturile n-au sens index. Nu e. Gură. E ce? Să-ți dau muie, să-ți o dau în gură. Vezi, asta înseamnă să traduci din română în română. Din română în română, auzi și pe ăsta. Profa mea de franceză, dacă te uiți, pare rău. Cred că o să trebuiască să pun undeva în dreapta jos plus 18, totuși, la cum vorbim în acest videoclip. Așa, da, index muie egal gură. Da. Bine, slavă Domnului că nu stau să cenzurez toate înjurăturile, că sunt mai că sunt foarte puturos de felul meu. Sunt mai multe înjurături decât minute de video. Opa, cad bolovanii! Dacă te apro... Profa mea de franceză nu ce mereu traduce în română în română și vine și că da, pa bă, dar nu traduc în română în română. Dacă te uiți îmi pare rău, nu mă lăsa curigent. Anul ăsta nu, lasă-l anul. Nu, doamna Nicolae, e cealaltă. Dacă te uiți îmi pare rău. Bă, cred că ar trebui să cenzurezi asta. O să pun în dreapta jos plus 18 și o să bag și un avertiz, o chestie. Avertisment. Acest videoclip conține foarte mult limbaj colorat. Așa că spre binele dumneavoastră și spre sănătatea și toți și spre sănătate sau nu știu, sănătatea fizică, nu stați pe boxe când vă uitați acest videoclip. Și nu o să uite nimeni. Mau, de-a putea asta o gheară mă omoară. Și nu o să uite la nimeni dacă pui videoclipul plus 18. Nu mă refer să setez la tipul de videoclip. Mă refer doar să pun în dreapta jos, de-aia un plus 18 în circuit, ca la televizor când dădea filme porno cândva pe Prima TV. Mai dă și acum? Nu mai dă. De-aia te-ai lăsat pe televizor. Și am găsit retipul și asta. Amece, Ovidiu, recunosc că e la Patron 3000. Uite cine vorbea. Am auzit că se lansează în vară la Patron 5000. Și zice de mine că sunt mânaș profesionist. Cere 8 giga de RAM. La Patron... Stai aici, Nu, no, da. Știu. Eu cred că am murit peste jumătate. Nu căutați pe Dex la Patron 5000 sau încercați să... Pe Dex, pe Google. Și încercați să găsați la Patron 3000, că vă luați mai mult virus, știi cât are Pornhub-ul. Are experiență asta. No, fără mișto, Pornhub-ul are virus. Că ți-am zis eu. Nu trebuia să zic asta, nu? Vedeți? Nu, am căutat. Am găsit un articol întâmplare pe mai multe site-uri de astea de știri în care zicea: cele mai cunoscute site-uri porno nu conțin virus. Ce? Asta-s chestii de cultură generală. Bă, tu știi ce i-am uimit pe ăștia mine în clasă când le-am zis chestiile de genul? Să știi și... Adică... E de cultură generală să știi pe ce site-uri nu ai virus ca să faci? Da, păi poate o să ai cândva copii și o să-i prinzi că se uită pe site-uri porno. Și acum nu o să le mai zici: nu e bine să te uiți pe filme porno că... Îți dezvoltă anumite fantezii, nu știu, îi spui: bă, de ce dracu intri pe Pornhub? Are virus, intră bă pe RedTube. Adevărul e că ziua de azi înveți mai multă educație sexuală de pe site-urile porno decât de la școală. E milă de copii acestui specimen. Ei au murit în WC-ul, nu? Cât de fain ar fi să mătați, te ascult, să asculte la ușă cum vorbești toate chestiile astea. Ce? Stai pe fel, normal. Crezi că ea nu știe ce a crescut? Da, probabil și măta știe că și la bagiu. Bă, asta chiar mă fac... Bă, m-ai pus pe gânduri? Oare mama ta, oare mamele noastre să gândesc de ce copii la bagiu? Ce copilă bare au, da. Hai, te mai gândești așa, gente, mai ia. Ar fi cam nasol. Dar tații. Tații nu cred că ar zice ceva. Ce faci? Ce? Eu eram mai lăbar, chiar. Ce zici? Ce că faci că ăsta e mai lăbar? O, bravo, fiule, ești mai lăbar ca mine. Cum ar fi să auzi pe tactul că zice asta? Super fain. Sau să zică: bă, fiule, la vârsta ta rupeam laba. Asta ar fi puțin ciudat. Eu, mi-e de scop în viață când o să am copii. Ce scop? O să zic asta, zic că bă, eu când eram la vârsta ta, rupeam la... Dar chiar vă cum? Bă,
Voi ați bățit asta vreodată? Ia scrieți în comentarii. De parcă o să scrie cineva în comentarii. În fiecare video zicem scrie și voi în comentarii și nimeni nu scrie. Tu ai scris atunci, dacă să te mai bag videoclipuri, ai scris bagă-l bă, că-i fain tipul. Ce-a funcționat, vedeți? Da. Bă, n-o să fac două episoade în misiunea asta, o să filmez misiunea mai lungă și o să o las jumătate de oră la randat. Chit că o să iasă lung episodul, las că-i fain. Dacă nu-l tai direct în două, nu mai fac intro-uri și astea. Back. Ah, băgam ieș. Back. Back to Dinosaur Island. Mamă, era băgat să mor aici. Back to Dinosaur Island. Iceland. Iceland. Island. Hai să luăm mașina. În drum spre finalul misiunii. Bă, cum opresc farul la mașină? Cerințele jocului ăsta. 16 GB, asta o știu. Procesor e 7. E 7 de cât? 3,4. Ah, știu procesorul ăsta. Nu spune că pe ăla îl ai tu. Nu, ăsta e ăla mai micu. Sunt curios, oare cât o fi o placă de asta multiplu GPU? Există plăci cu mai, care să suporte mai multe procesoare? Da, parcă e una care suportă două, dar e foarte scumpă, parcă nu mai. Păi, clar e foarte scumpă, cum sunt cele care suportă mai multe tipuri de RAM. Dacă am distrus și un elicopter doar cu mitraliera, e frumos. Opa, nu cădea, nu cădea! Are socket bun. Ce socket? 8 megabytes. Socket, nu... Cash. Ăla-i cash-ul la procesor. Ce socket zice? Nu am uitat la socket. Ăsta e i7, nu prea mă pricep la socket. O, băgam, ia-și! Fugi, 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 fugi. Hai să ne... Trebuie să iau la fugă, mă, dame. Uai, dă puii mei, ce-i aici? Bă, nu mai trage în mine. Nu mai trage în mine, tot. Nu, vreau. Bă. Bă, trag ăștia în mine. Bă, mai ușor, bă. Bă, mai sunt și oameni și moște aici. Aici chiar că e ca la curve. Tragi în care apuci. Taci, bă, cu pizditul tău. Du-te, bă, dracu, cum a dat ăla cu racheta aia în mine. Fugi. Nu muri. A murit, bala. A murit în pula mea. Azi vedem de unde ne dă. Ia hai, de unde ne dă. Nu stau să o iau de la capăt. Deci asta a fost prima dată când am murit în Far Cry. Trebuie trecut în... Hai că dau peste asta cu mașina, firea la dracu. Am dat peste monstrul ăla mare cu mașina. Că procesorul pe care îl cere jocul ăla, Back to Dinosaur Island. Nu mai face parte din oferta EMAG. Era un i7 de 3,4 cu 4 metri, cu 4 nuclee. Și prețul lui era... era ieftin. Era 18 milioane. Foarte ieftin. Mă dați-ai piciorul. Serios, tu dai 17 milioane. Dai atâta pe o bucată de tablă. Da, da, face, frate. Da, da, îi. Hai că eu sunt aproape mort aici. I7, îți dai seama. Asasin! Da, îți dai seama, dacă bași procesorul la încalculator, cât timp te ține? A? Bă, să știi. Mamă, ce trag ăștia cu rachete aici. Se zguduie tot turnul. Cum era laptopul ăla bucat și l-am arătat la 107 milioane? Era trăzne. Unde-i ziu? Stai un pic să schimb arma. Hai că renunț la AVP și mi-au AG-ul. Chit că nu e o alegere prea bună, dar nu mai am muniție de AVP, așa că mi-au AG-ul. Iau.
Hai că jucăm și noi cu Agheu să vedem cum e. Lăsăm dracu monstrul ăla mare. Hai să vedem partea asta ce avem. Hai să ne pizdim. Hai că rămânem și fără munție. Shotgun. O, sunt la finalul misiunii, e bine. Hai ne pizdim. Mamă ce e aici. Mamă ce e aici. Hai că trebuie să fiu ste... Stai o leacă. Hai că vine și monstrul ăla mare după mine. Bă, cât timp nu trage în mine, n-am nimic cu el. Fine. Mișto e un elicopter acolo. Hai să dăm mâine să vedem ce se întâmplă. Fine, procesor. Același procesor cu aceeași frecvență, numai cu două nuclee în plus, e cu încă 5 milioane mai scumpă. Mie să nu tragă monstrul din spate de acolo, în mine. AMD-urile au cea mai mare frecvență. AMD-urile? Da, e un AMD care are frecvența parcă de 5000. Parcă. Nu știu dacă au așa, dar știu că au cea mai mare, cum să zic, diversitate. De... Diversitate, sunt foarte diverse la capitolul modele. Morții. Hai să dansăm. Hai ne pizdim. Hai da. Probabil ce înseamnă să ne pizdim? Probabil ce înseamnă a se pizdi? N-am reținut. Deci tu nu ești în stare să ții minte o chestie atât de importantă ce înseamnă a te pizdi. Muniție, multă muniție, multe rachete. Deci maximul sunt 10 rachete de genul. Mamă, și-au mai trebuit să folosesc rachete. E ceva pe aici, nu? Ok, pe unde ar trebui să merg? S-a dus dracu avionul ăla. Acolo sus văd că e o mitralieră. Hai să vedem ce treabă avem aici. Asta e checkpoint sau în sfârșitul misiunii? Nu știu. Hai să o pățim. Și am terminat misiunea, doamnelor și domnilor, încă o misiune încheiată, într-un episod foarte vulgar, mulțumită lui Ionuț Pim, așa că... Ionuț Pim are un vocabular foarte curcubeiat. Bun, hai să încheiem și aici acest episod, cred că... Bă, ce eram de Xbox acum, umea! Lasă, bă! Sper că v-a plăcut acest episod, vechea poveste, dați cât un cap în greu buton și videoclip. Căutați-vă și voi în Google, bă, de Xbox, bă, vedeți ce vădă!